Numele meu este Ramona Lazariuc, sunt profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Matei Basarab. Astăzi vom discuta despre caracterizarea personajului Ștefan Gheorghidiu din romanul subiectiv de analiză psihologică Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu, autor canonic, prevăzut în programa de limba și literatura română pentru clasa 11-a. În realizarea acestui eseu vom ține cont de modelul structural prevăzut de programa pentru bacalaureat și anume vom avea în vedere statutul social, psihologic și moral al personajului, evidențierea două trăsături ale personajului prin două episoade sau secvențe narrative și analiza două componente de structură și de limbaj. După cum știți, Camil Petrescu este un scriitor care se încadrează în perioada interbelică. În această perioadă, Eugen Lovinescu inițiază curentul literar numit modernism, al cărui program trasează noi direcții pentru dezvoltarea literaturii române. Fiind un adept al modernismului, Camil Petrescu este cel care fundamentează, prin opera lui, principiul sincronismului, altfel spus, contribuie la sincronizarea literaturii române cu literatura europeană prin aducerea unor noi principii estetice despre care sau pe care le vom identifica în rebusul care urmează. Rog regia să deschidă rebusul. Și anume, precizați conceptul care presupune ilustrarea realității prin propria conștiință. Vom completa acest concept, este vorba despre autenticitate. Vom nota autenticitatea. Doi, precizați concepția conform căreia literatura trebuie să reflecte esența concretă a vieții. Iubirea, războiul, cunoașterea, dreptatea, adevărul, demnitatea, categorii morale care interesează omenirea. Vom completa cu substanțialitatea. Substanțialitatea. Trei. Reiese din multitudinea punctelor de vedere în jurul aceluiași obiect, aceluiași concept, aceleiași norme. Dacă oamenii au concepții diferite despre iubire, dreptate, război, spunem că acel concept este privit relativ, adică vom nota relativismul. 4. Menționați metoda psihologică bazată pe observarea propriilor trăiri psihice. Cum se numește? Introspecția. 5. Mai este numit și împotriva scrisului frumos. Negarea stilului frumos. Cum se numește? Anticalofilismul.
După tematică, romanul este unul de dragoste. Pentru că are ca teme secundare moștenirea, arivismul, radiografierea mediilor citadine și mondene, romanul este unul social. Deoarece prezintă viața mondenă, este un roman citadin. După tehnica narrativă, romanul este subiectiv. După curentul literar în care se încadrează, este realist. Prin temă, conflict și conștientizarea și prezentarea, mă scuzați, conștiinței problematizante a eroului principal, romanul este unul psihologic. Mergem mai departe. Tema cărții întâi este, cu siguranță știți, iubirea. Și tema cărții a doua, războiul. Observați că pe verticala acestui rebus am identificat tipul personajului Ștefan Gheorghe Diul, și anume tipul intelectualului. Bun. Revenind acum la punctul A al acestui eseu, și anume să discutăm despre statutul social, psihologic și moral al personajului. Mai întâi, cine este Ștefan Gheorghe Diu? Este personajul principal al romanului. Este un personaj narator. Consemnează la persoana întâi experiența proprie în raport cu două coordonate esențiale ale existenței sale, iubirea și războiul. Pentru a putea realiza această caracterizare, trebuie să ținem cont de unele lămuriri aduse de Camil Petrescu în articolul De ce nu avem roman, în legătură cu tehnicile de construcție a personajului aparținând romanului subiectiv. Camil Petrescu este de părere că protagonistul trebuie să filtreze prin propria conștiință marile probleme ale existenței. Citez: eroul de roman presupune un zbucium interior, convingere profundă, un simț al răspunderii, dincolo de contingențele obișnuite. De asemenea, este tipul inadaptatului social, care nu-și găsește locul într-o societate dominată de mediocritate și lipsită de moralitate. După cum știți, participă ca ofițer al armatei române la primul război mondial și, de asemenea, este absolvent al facultății de filozofie, un intelectual căruia îi place să trăiască în lumea cărților și a ideilor. Prin introspecție și monolog interior, tehnici ale analizei psihologice, Ștefan Gheorghe Diu își analizează cu luciditate stările și sentimentele. Așa cum vom vedea și noi în ceea ce urmează. Portretul personajului se conturează încă din primul capitol,
al romanului. Rog regia să deschidă fișa de lucru. În care sunt prezentate câteva considerații ironice la adresa fortificațiilor de pe Valea Prahovei, care puteau fi ușor doborâte. În primăvara anului 1916, ca sublocotenent proaspăt, întâia dată concentrat, luase în parte cu un regiment de infanterie din capitală la fortificarea Văii Prahovei, între Bușteni și Predeal. Niște șanțulețe ca pentru scurgere de apă, acoperite aici și colo cu ramuri și frunziși, întărite cu pământ ca de un lat de mână, erau botezate de noi tranșee și apărau un front de vreo 10 km. În fața lor, câteva dreptunghiuri de rețele și gropi de lup erau menite să sporească fortificațiile noastre. Toate capetele acestea de tranșee, risipite aici-colo, supraveghind șoseaua de pe boturi de deal, nu făceau, puse cap la cap, un kilometru. 10 porți țigănești cu boturi puternice ar fi rămat într-o jumătate de zi toate întăriturile de pe Valea Prahovei cu rețele de sârmă și cu gropi de lup cu tot. Din primul capitol, La piatra Craiului în munte. Unde identificăm o caracterizare indirectă prin vorbele și gândurile personajului. Tot în acest capitol, eroul își expune clar concepția despre iubire. Citez, o iubire mare e mai curând un proces de autosugestie. Trebuie timp și trebuie complicitate pentru formarea ei. Cei care se iubesc au drept de viață și de moarte, unul asupra celuilalt. Observăm că este un personaj însetat de absolutul în dragoste, aspiră către ideal, iubire, perfecțiune, trăsături redate în mod indirect. Următoarea frază, și anume, eram însurat de 2 ani și jumătate cu o colegă de la universitate și bănuiam că mă înșală, dezvăluie incertitudinea personajului. Continui citatul. Din cauza asta, nici nu puteam să-mi dau examenele la vreme. Îmi petreceam timpul spionându-i prieteniile, urmărind-o, făcând probleme insolubile din interpretarea unui gest, din nuanța unei rochii, și din informarea lăturalnică despre cine știe ce vizită la vreuna din mătușile ei. Era o suferință de neînchipuit, care se hrănea din propria ei substanță, diagonalele unui testament. Eroul încearcă să analizeze cu luciditate trăirile sale, de asemenea trăsătură redată prin monolog interior. Dar totuși, cum ia naștere iubirea dintre cei doi? Aflăm acest răspuns tot din mărturisirea eroului. Începusem totuși să fiu măgulit de admirația pe care o avea mai toată lumea pentru mine, fiindcă eram atât de pătimaș iubit de una dintre cele mai frumoase studente, și cred că acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri, diagonalele unui testament. Deci, relația cu ela se fundamentează inițial pe orgoliu. Memoria personajului, declanșată involuntar, redă cu minuțiozitate etapele semnificative ale poveștii sale de dragoste. Dacă inițial trăiește fericirea unei relații perfecte, intervenția moștenirii în viața celor doi strică echilibrul cuplului. Și vom vedea asta
în citatele care urmează. Viața mi-a devenit curând o tortură continuă. Știam că nu mai pot trăi fără ea. Trăgeam cu urechea nervos să prind crimpeie din convorbirile pe care nevastă-mea le avea cu domnul elegant de alături de ea. Nu mai puteam citi nicio carte. Părăsisem universitatea. Hipersensibil și orgolios peste măsură, Gheorghe Diu redă în amănunt chinurile dezamăgirii în iubire, care îi transformă existența într-o tortură. Fiind gelos, el amplifică semnificația unui gest, a unei priviri sau a unui cuvânt până la proporțiile unei catastrofe. De asemenea, continuăm în aceeași manieră. Eroul îi observă pe cei doi îndrăgostiți, studiind totul lucid cu minuțiozitate, așa cum observăm în citatul următor. Pe drum, nevastă-mea n-a trăit decât prezența lui. Toate comentariile le-a făcut numai pentru el sau cu el. Avea o voce ușor emoționată. La început am crezut că din cauza soarelui și aerului înrourat al dimineții și al câmpului, și releva cele mai neînsemnate nimicuri ale drumului cu exclamații. E tot filozofie. Trăsătură, firea analitică a personajului, firea reflexivă, reiese prin monologul interior. Astăzi, când le scriu pe hârtie, îmi dau seama iar și iar că tot ce povestesc nu are importanță decât pentru mine, căci nici nu are sens să fie povestite. Pentru mine însă, care nu trăiesc decât o singură dată în desfășurarea lumii, ele au însemnat mai mult decât războaiele pentru cucerirea Chinei, decât șirurile de dinastii egiptene, decât ciocnirile de aștri în necuprins, căci singura existență reală e aceea a conștiinței, din capitolul Asta e rochia albastră. Eroul trăiește o singură dată un mare sentiment și își dă seama de unicitatea existenței lui. Idei redate prin introspecție și monolog interior. De asemenea, Ștefan Gheorghe Diu își analizează nefericirea și gelozia, dar caracterizat de ipocrizie, nu are curajul să le recunoască. Nu, n-am fost nicio secundă gelos, deși am suferit atâta din cauza iubirii. Observăm că Gheorghe Diu respinge ideea că ar fi gelos, considerând-o neconformă cu idealurile sale. Continuăm. Nemai suportând frământările sufletești, dar dorind totodată să participe la orice experiență fundamentală, Ștefan Gheorghe Diu se înrolează, înlocuind astfel drama personală a propriei iluzii cu drama colectivă a confruntării cu moartea. O să analizăm stările lui pe front în citatele care urmează. Nu pot să dezertez, căci, mai ales, n-aș vrea să existe pe lume o experiență definitivă ca aceea pe care o voi face, de la care să lipsesc, mai exact, să lipsească ea din întregul meu sufletesc, întâia noapte de război. Consideră, deci, participarea la război ca un act de cunoaștere, așa cum reiese din monologul lui interior și din introspecție. Cădem cu suflete rupte în genunchi, apoi alergăm, coborâm speriați, nu mai e nimic omenesc în noi. Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu. Ștefan Gheorghe Diu își dă seama cu luciditate că viața lui și a ostașilor săi este sub semnul hazardului și simte panica, frica, lașitatea, groaza.
finalul romanului, sau în finalul romanului, personajul este cuprins o clipă de incertitudini, însă conștientizează că drama iubirii lui intră definitiv în umbră, iar experiența dramatică a frontului este decisivă. De asemenea, în conturarea portretului fizic și moral este folosită și autocaracterizarea. O să dăm câteva exemple. Eram alb ca un om fără globule roșii, eram înalt și elegant, lipsit de orice talent în lumea asta muritoare, fără să cred în Dumnezeu, nu m-aș fi putut realiza și am încercat-o decât într-o dragoste absolută. Continuăm acum cu evidențierea a două trăsături ale personajului prin două episoade. O primă trăsătură ar putea fi natura analitică a personajului, care reiese din scena de la Câmpul Lung. După cum știți, discuția de la Popotă se desfășoară în timpul în care Ștefan Gheorghidiu încearcă să obțină o permisie pentru a o vizita pe el. Aceasta se mutase la Câmpul Lung spre a fi mai aproape de el și acum îl chema insistent pentru a-l convinge să treacă o sumă de bani pe numele ei. Obținând cu greu permisia, Gheorghidiu trăiește alături de Ela ultima noapte de dragoste. Aflând ce dorește de fapt soția lui, e convins că aceasta plănuiește un divorț și o căsătorie cu domnul G, convingere pe care o întărește întâlnirea întâmplătoare cu acesta pe stradă. Deci gelozia, natura analitică sunt trăsături care ies din această scenă. De asemenea, luciditatea excesivă reiese din finalul discursului epic. Ceea ce vă spun eu acum sunt doar niște recomandări. Sunt multe scene din care pot reieși și alte trăsături ale personajului. Revenind la finalul discursului epic, știm că eroul este rănit, este spitalizat și după vindecare revine acasă. Aici descoperă o Ela lipsită de farmec care nu-l mai atrage. Sentimentul înstrăinării este dublat de cel al indiferenței. Astfel, renunță cu ușurință la trecutul său și divorțează, cedându-i Elei o importantă parte din avere. Acestea ar fi cele două scene pe care le recomand pentru a evidenția două trăsături ale personajului. Ajungem în sfârșit și la punctul C, la analiza două elemente de structură. Aș recomanda eu tema și conflictul interior. Ca tematică, romanul, după cum știm, prezintă drama intelectualului lucid în raport cu două experiențe capitale, iubirea și războiul, prin care eroul speră să-și regăsească identitatea. Al doilea element de structură, conflictul interior. Prin monolog interior, Ștefan Gheorghidiu își analizează trăirile, sentimentele, apărând în ipostaza unui personaj reflexiv, frământat. Experiența frontului însă i-a schimbat în totalitate
principiile de viață și sistemul de valori, ajungând la conștientizarea faptului că nu omul este cel care modelează realitatea exterioară, ci această realitate își lasă experiența asupra ființei. Nu uitați de faptul că orice esee, orice compunere trebuie să aibă și o concluzie în care veți sintetiza o idee importantă dezvoltată de-a lungul eseului. Și pentru că orice oră de limba și literatura română se termină cu o temă, eu vă sugerez, vă recomand să alcătuiți un eseu despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un roman de analiză psihologică studiat, respectând reperele subliniate la începutul lecției. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!